Salutare dragilor, bine v-am regăsit cu un nou vlog din Nepal. Sunt la Budana, dacă și se vede bine, perfect. Sunt la Budana. Budana este o stupa care, practic din sanscrită, înseamnă că este un templu budist cu relicve și care are o formă de mobilă. Vedeți că practic toată construcția asta, stați așa, vine ridicată așa într-o sferă din pământ. Și practic asta este una dintre cele mai mari stupa de care se află în lume. Seamănă foarte mult cu Monkey Temple, pentru că și Monkey Temple în definiție este tot o stupa. Așa că aceasta nu are nicio diferență sesizabilă, doar că este un pic mai mare și turnul este puțin diferit față de celălalt. După cum vedeți, are pe fiecare parte a turnului ochii lui Buddha. Ceea ce este de reținut la această construcție și este un aspect foarte inteligent și foarte interesant din punctul meu de vedere, este faptul că, dacă vedeți, sunt mai multe straturi, practic sunt mai multe layere ale acestei construcții și este într-o formă de mandala. Dacă ne imaginăm acum că ne-am putea uita dintr-o dronă, practic am vedea în jurul sferei din mijloc o mandala. Și se pare că și aici se află aceste roți ale norocului, care poartă noroc dacă le învârți. Practic trebuie să bagi mâna pe dedesubt și le învârți. Și aici este o roată a norocului mai mare, adică dacă învârt pe asta, primesc și mai mult noroc. Așa că o să le învârt pe toate. Poate câștig la loto când voi juca. Sper că auziți și voi ceea ce se aude acum în spatele meu. Asta este una dintre melodiile pe care le auzi când mergi prin Kathmandu, cam pe oriunde pe stradă. De fapt este un shop cu CD-uri și vinde muzica din asta meditativă. Și această expresie se află și în acele mandale în care există cercul acela cu foarte mult scris. De fapt, acolo scrie doar o singură expresie, repetată și repetată și repetată și repetată. O să vă și arăt fix acum aici. Se mantra. Mantra mandala, we say. Mantra. Mantra mandala. Like a Om Mani Padme Hum. Again, Om Mani Padme Hum, like that. What? It's Om Mani Padme Hum. You can see like that. You see? Om Mani Padme Hum. Again, Om Mani Padme Hum. Like that. Repeating. Like that. Yeah. So same it's letters. Home. Om Mani Padme Hum. Six letters, like repeating like that. And what means? It means good luck, peace and power. And many people use for the meditation like that. Oh, okay. So it's like repeating forever. Central is like Om. Om, yeah. Okay. Om, it's like wisdom. Like wisdom. Este una dintre singurele melodii sau ritmuri de muzică sau sunete, cum vreți voi să le numiți, pe care aș putea să le ascult ore întregi fără să mă plictisesc, pentru că îmi oferă o satisfacție și o senzație foarte relaxantă în primul rând și cred că aș putea oarecum să meditez, deși n-am făcut lucrul acesta niciodată în viața mea. Mamă, este mega, mega, mega full aici. Este plin de turiști, de localnici care vin să se roage. Foarte, foarte multă lume. Mă așteptam să fie mai private așa și mai intim și să fiu mai singuratic, dar se pare că m-am înșelat. Nu știu de ce m-am gândit la treaba asta când am plecat de la hostel. Da, e fain. Poți să urci pe straturile acestea și să vezi mai de aproape clădirea. Cred că ăsta e, de fapt, e singurul strat pe care poți urca. Fetele astea își fac selfie. Cineva care se poate relaxa și poate face yoga și medita în acest timp în care toată lumea pe aici își face selfie, se pozează, râd, țipă, omul acela și-a găsit practic un spațiu al lui într-o mică parte verde, o mică grădină zen și meditează foarte tare. Îmi place că, deși nu sunt multe lucruri de văzut, să spunem, la această stupa și nu sunt multe activități de înrolat în ele,
Îmi place că deși nu sunt multe activități de făcut aici în, la stupa, poți să te duci să faci tot felul de cumpărături. Există practic de jur împrejurul acestei construcții o piață plină de suveniruri la parter, iar sus cele mai multe dintre ele, de cum vedeți și acolo, restaurant, au terase, baruri, zone în care poți mânca. Cred că mă voi opri să mănânc în seara asta aici. Sunt destul de departe de Tamel, adică de centrul orașului și de zona în care sunt cazat în momentul de față. O să mă mai învârt, o să dau o tură, să văd dacă găsesc ceva interesant de pus în acest vlog. Și de asemenea, o să mergem la un restaurant. Mă, ce tare e chestia asta, fiți atenți. Pentru mine este un moment de relaxare completă și de pace interioară, greu de descris în acest video și greu de descris în cuvinte. Vreau să vă transmit un singur lucru: să aveți parte de multă înțelepciune și de nevoia binelui vostru suprem. Știți ce îmi place foarte, foarte mult în cultura asta nepaleză? Aceste prayer flags, adică aceste steaguri de rugăciune care se găsesc peste tot. Iar ele de cele mai multe ori simbolizează acest cal care se spune că este un cal al puterii și al vitezei, se numește Lung Ta, acest simbol, și are puterea de a transforma soarta negativă într-o soartă pozitivă cu viteza lui. Și aceste rugăciuni și mantre care se află scrise pe ele sunt practic făcute să binecuvânteze și să aibă în protecție orașul, zonele în care se află aceste stegulețe. Îmi place foarte, foarte mult aspectul pe care îl dă. După cum vedeți, sau după cum ați văzut până acum, este plin de aceste stegulețe, atât la temple, cât și în centrul orașului și prin munți am înțeles că sunt peste tot. Absolut genial. Cred că doar pentru asta iubesc Nepalul la nebunie. Că tot vorbeam de lucrurile astea pe care le învârț și îți aduc noroc, și mă gândeam că asta de aici aduce și mai mult noroc. Dacă o să intru să învârt de ea, dar mă învârte ea pe mine de fapt. Mamă, frate, sunt două. Nu înțeleg care e faza, că de fiecare dată când intri într-o zonă din asta, într-un templu, să spun așa, într-o cameră unde toată lumea se roagă, îți spune mereu no photo. Pe lângă faptul că nu fac poze, dar asta nu contează, mă gândesc că nu e ca și cum aș arăta lumii ce este acolo și nu mai vine lumea sau pierd din turism. Și în al doilea rând, nu de fiecare dată pot spune că încurc sau că nu-i las în pace să-și facă rugăciunile, pentru că de cele mai multe ori sunt singur acolo, intră cineva, îți spune să nu faci asta și apoi pleacă. Deci practic trebuie să respect spiritualitatea care se află în icoane, în statuete și în zona respectivă, în aer. Chiar nu înțeleg, spuneți-mi și voi. What? What is this? And what means? If I burn it, what means? What's happening? Just put it there. And what was the meaning of it? Smells? Okay. Ca să vă arăt că nu exagerez când spun că sunt foarte mulți oameni în zona respectivă, am urcat undeva la etajul 1 unde se află un templu și de aici avem o terasă din care putem vedea cât de mulți oameni se află în momentul de față aici. Faza e că este un templu aici, spune că n-ai voie nici cu camera, nici cu telefonul, și sunt ceva călugări care se roagă acolo. După vedeți, se văd în depărtare, dar n-am voie să intru cu camera. Aici înțeleg, e vorba de ritual, este vorba de
momentul lor spiritual, nu ai voie să intri cu camera, să le faci poze, să îi întrerupi din a-și face legătură. Dar în anumite locuri chiar nu pot înțelege, este peste capacitățile mele raționale de a judeca acest fapt, nu știu. Mamă, ce mișto e aici la ultimul etaj. Wow. Dă un feeling așa foarte, foarte spiritual toată treaba asta cu lumânările acestea în păhăruțele astea. Știți că vă povesteam la începutul acestui video de faptul că de undeva de sus se vede ca o mandala tot această stupa. Uitați că de aici de sus se vede mai bine, se văd straturile. Foarte, foarte tare. În sfârșit, cineva care a înțeles că se poate face poze înăuntru și m-a lăsat pentru că nu este nimeni. Singura chestie e că trebuie să mă descalț. Problema e că m-am descalțat și ud, frate, e ud tare pe jos pe aici. Haideți să vedem cum arată acest altar. Poză cu Dalai Lama. Câteva statuete cu diferite zeități, de la Buddha la... nu știu pe toți. Chiar nu știu pe toți. Drăguț, nu? Cam așa arată un mic altar budist. Iar prin părți, lumânări și ei. Pentru că prea multă spiritualitate mi-a făcut o foame de lup, am venit aici la terasa asta, care este un rooftop. Și panorama de sus este aceasta. Frumos, nu? Mult mai bine decât în zona mega, mega, mega turistică a orașului, unde este destul de mult praf. Aici pare mult mai chill, mult mai relaxant. Sunt sigur că este genul de restaurant mai scump. Pizza pleacă de la $5, $4.90, hai mă, focalizez. Și ajunge pe la 7. Un sandwich $6, mamă, dar e scump, frate. Da, o să mănânc ceva light ca să nu dau foarte mulți bani. Arătă super bine. După care voi merge înapoi în Tamel. Gata masa pe seara aceasta, merg înapoi la cazare. How are you? Remember me? Yeah, I remember you. How are you? Good. And you? Going back home. Oh. What are you doing here? This is my village. This is your place? Yeah, I'm staying here. Okay. Like a family walk from here. A family walk. Nice to meet you. Okay. Așa. Mamă, frate, trebuie să găsesc un taxi în toată nebunia asta și să negociez. Ia uitați ce fel este pe străzi aici. Așa, sper să găsesc un taxi cu un preț acceptabil. Data trecută am dat undeva la $5 să vin până aici și este destul de departe. Sunt vreo 7 km până în zona din care am venit eu și e trafic intens, drumurile sunt vai de capul lor. Faci foarte, foarte mult până acolo. Încă ți-a 7 km faci într-o oră, ceva de genul ăsta. Haideți să vedem dacă găsim taxi. You free? How much to Tamel? Tamel? Yeah. $400. Four? $4? No. What? $4 also. $4? Yeah. Okay. Am găsit taxi. Sper să ajung cu bine. Pare destul de periculos să conduci pe aici. De asta nici măcar nu am avut curajul să închiriez un scooter ceva, pentru că e mai rău decât în Vietnam. Sună cineva din Malaysia. What? The fuck is this? What? Yes? Hello? Ce ciudat, frate, deci m-a sunat cineva care... Mamă, nu se vede. Apare că e din numărul din Malaysia și n-a zis nimic, de fapt. S-a lăsat așa.
Mamă, frate, deci 5 minute stau să întorc mașina, pentru că este absolut, absolut trafic intens. Bă, băine! Ale, udala, ca una! Și am ajuns din nou pe străzile haotice din Tamel. Merg să editez un vlog, după care o să mă pun la somn, pentru că mâine dimineață părăsesc Kathmandu și merg în Pokhara. Vreau să vă întreb cum mi se pare view-ul ăsta. Este practic în hall, m-am mutat la un alt hotel și aici este hall-ul înainte de a intra în cameră. Și practic aici este view-ul pe care îl vedem seara. Mi se pare așa, din parcă ești teleportat în timp. Zici că ești în altă lume acum foarte, foarte mulți ani, dar nu într-un sens negativ. Adică lucrurile în trecut nu arătau extrem de civilizat. Nu era Dubai, fraților. Dar arată așa artistic oarecum. Iar aceasta este camera în care stau eu acum. Are pat dublu. Șifonier. Are și un geam aici. Dar e întuneric beznă și nu vezi nimic. Hai să-l închidem că... Mamă, frate. Așa. Și... Camera asta costă undeva la 5 sau 6 dolari. Am plecat de la cealaltă pentru că s-a scumpit între timp. Eu mi-am făcut doar pe 3 zile cazare acolo. Și între timp s-a făcut 7 sau 8 dolari. Inițial am dat 5 și am zis să le mai schimb. Da. E mai mare, mai spațioasă asta. Cred că îmi place mai mult dincolo într-un fel sau altul. Sau mă obișnuisem acolo. Și asta a fost. V-am pupat!